Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Assassin's Creed Origins. Haideți să continuăm să vedem ce reușim să facem în acest episod. Facem și noi o sincronizare aici frumos. Și avem misiune. Trebuie să călătorim în Fayum. Un leap of faith. Corect, corespunzător, aferent, frumos. Chemăm căluțul. Și go to the object. Dăm pe senul așa frumos. Băi, am ceva de mers, Cam, da. Stai că nu trebuie să mă îndepărtez, că nu mai merge asta. Bun. Deci nu-mi vine să cred că nu am reușit încă să termin Assassin's Creed, frate. Încă joc Assassin's Creed. Deci mai avem câteva zile și se anunță la E3 noul joc Assassin's Creed de anul acesta. Sper ca anul acesta să apară. Am auzit ceva Assassin's Creed Odyssey. O să aibă legătură cu ăsta, cu Assassin's Creed Origins. Probabil o să fie și bike pe acolo, nu știu. O să vedem. De-abia aștept să înceapă E3, să vedem ce jocuri noi o să apară. De fapt știu ce jocuri noi o să apară în mare așa, dar nu prea avem trailere oficiale și știi să avem mai multe informații. Dar ăsta cu Assassin's Creed chiar că o să-mi placă foarte, foarte mult, dar sper să nu mai fac cum am făcut cu ăsta. Că na, știți foarte bine că eu colecționez statuete cu Assassin's Creed și astea și uitați-vă și voi de când a apărut jocul ăsta, de anul trecut, eu și acum joc, frate, deci nici acum nu l-am terminat. Abia suntem la episodul 21 și mai avem. Deci mai avem o grămadă. Asta e, trebuie să-l termin. La mine problema e timpul, n-am timp, na. Îl joc și eu când îmi fac timp. Asta e. Bun, hai că am ajuns. Hai că nu e chiar așa. Dar trebuie să ne ducem tocmai acolo. Wow, ce s-a întâmplat? Da, hai să mai joc și eu. Eu mai scurtez din drum, ia să vedem cu iau pe aici. Prin copaci ăștia. Asta e singura problema mea și cea mai mare, timpul, pentru că n-am timp, sunt cu serviciu cu asta și n-am timp să mă joc toate jocurile pe care le am, că am ceva jocuri, acum am și Far Cry 5 și la ăla am rămas, am pus pauză la serie și la Far Cry Primal, că na, apar alte jocuri noi, trebuie să faci jocurile alea, cum a fost acum de pildă Detroit Become Human, că noi știți foarte bine că începusem să jucăm din nou Assassin's Creed Origins și după aceea a apărut Detroit Become Human. Și am renunțat la joc, că n-am cum să le joc pe toate, că n-am timp. Am terminat Detroit Become Human și acum continuăm cu Assassin's Creed Origins, Far Cry 5, până o să apară The Crew 2, da. Oricum, tot ce o să apară cu poveste și astea o să vedeți pe canalul meu, pentru că eu le joc. Mie îmi plac foarte mult jocurile cu poveste. Dar uite că la Assassin's Creed jocul meu preferat, seria mea preferată, am rămas în urmă. Da, asta e. Hai că e bine că am făcut traseul ăsta. Că eu zic că nu v-am plictisit, v-am explicat unele chestii, oricum voi știți foarte bine care e problema mea cu timpul. Că n-am și eu acolo 100 de abonați care mă urmăresc, deci chiar mă urmăresc. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Aveți tot respectul meu. Păi, dacă mi-aduc eu bine aminte, păi trebuie să mergem după Crocobaur, nu? Da. Quest, după Crocobaur trebuie să mergem noi. And here I am, at last, in the Fayum. I will root out the agents of the crocodile. Stai că avem un din ăsta aici. Bun, trebuie să-l caut pe ăsta, cred. Ia să vedem noi. Ce trebuie să găsim noi aici, în satul ăsta? Pe cine trebuie să găsim? N-are cum pe crocodil, că nu... Întâi trebuie să aflăm cine e și asta și după aceea o să mergem să-l asasinăm. Că mai avem pe aici chestii interesante. Uite, o comoară pe aici. Încă una aici. Bun, ăsta e aici. Da, multe chestii interesante. Hai să fac asta. Mie îmi place foarte mult să fac astea cu senul, sincronizările astea. Deci îmi plac foarte mult.
Oricum, acum mă axez mai mult pe poveste, adică să termin povestea, frate, că așa de explorat ai, frate, în jocul ăsta. Deci ai ce să explorezi și ai multe misiuni side mission din astea secundare, deci chiar ai foarte multe, dar nu e timp, frate, nu e timp. Măcar să fac povestea. Și după aceea, dacă o să mai îmi fac timp, o să joc, dar na, după ce termin povestea trebuie să-l vând ca să mai fac și eu rost de bănuți, să mai recuperez din bănuți ca să am să-mi iau jocurile astea noi care apar acum. Vă dați seama, la mine nu e bancă. Mai ales că eu nu câștig nimic din YouTube și astea... A, ia treci mâncă. Stai cu minte, baie că nu o să te vadă nimeni. Ești cu mine, eu te controlez. Stai liniștit. Așa, mă, frate. Am mai făcut și noi puncte, că trebuie să mai creștem și noi levelul acolo. Hai la misiune, că tot am stat, ne-am plimbat, am discutat. Hai să... Increased acquisition of Egyptian land and the use of Greek farming methods, farms in the Fayum now have more success than... It seems I'm not the first visitor today. Și cam a fost cineva pe aici. Nick is not here. Hot of press, ăsta trebuie să-l găsiți pe ăsta. Trebuie să investigăm. Ia să vedem, uite, avem aici deja un indiciu. Dar nu ne zice unde s-ar fi putut duce ăla. Hotepres ăsta, Hotepres, Hotemres. Așa. Ia să vedem, interact. Charles Doll. I'm gonna kill this Necatiades crocodile. Ceva pe aici? Interact, uite, ia ceva. E o misiune. A letter left behind by my informant. Ah, ok. E o scrisoare lăsată de el. Trebuie să mă acolo. Caught his servant. The servant is still alive. He'll know where Hotefres is. Asta e cât te poți să sară acolo. Să mergem acolo. Ăsta care o să apară cu Assassin's Creed Odyssey, o să fie cu gladiator cu astea, o să fie mișto. Momentan ne-au aruncat ăștia de la Ubisoft un trailer de 23 de secunde, 24 de secunde. Doi din ăștia pe o stâncă, doi gladiatori și face faza aia din 300, știi? This is Sparta și îl împinge pe ăla, îi dă un picior așa, pac, și îl dă jos de pe aia. Pe stânca aia. Ia să vedem noi, ia să... Îl chemăm pe Senu. Trebuie să eliberăm, cred, pe cineva. Mamă, sunt foarte mulți inamici aici. A, uite-l acolo, da. Pe informator, cred. Sau e servitorul informatorului. Da. E servitorul ăsta, lui Hotefres ăsta. Deci trebuie să scap de ăștia. E bine că e noapte. Acum o să fie bine, dar sunt doi aici, nu e bine. Hai să mă duc întâi la ăștia că dorm, ca să-i elimine așa direct. Frumos. This is it. Frumos, să nu ne vadă nimeni aici. Încă unul doarme acolo. Ar fi bine să mă duc și după capitan și să mai iau și o puncte pentru level. Cum îl elimin eu pe ăsta că se uită în coa? Trebuie să mă urc pe vapor. Pe barca asta. Pe corabie mai bine, spus. Ia să vedem să îl asasinăm pe ăsta direct.
Și acum cred că pot, da, pot să-l iau și pe ăla. This is it. Am, frate, că nu mi-am pierdut îndemânarea. Încă le mai am. Până la urmă sunt un player Assassin's Creed, frate. Adică sunt un asasin, ce să mai... Bă, stai că nu vreau să te salvez încă. O să-mi spună tot ce știi ăsta. Păi asta și vreau. Dacă mă înțelegi tu pe mine. Ăla e acolo și ăsta e aici. Ia să vedem. Bă, să nu te miști de acolo, să nu mă vezi. Aoleu, stai că ăsta e foarte bun, are level 27. Is this some kind of joke? What the fuck? Ma, asta trebuie să-i fac lui ăla. Nu mi-am dat seama. Ce ai făcut, mă, nebunule? Bun, ia stai, stai că trebuie să-l păcălesc eu pe ăsta. Stai să mă urc aici. El nu o să mă știe de mine și o să-i dau Assassin Nate. Assassin Nate, da. A sunat mișto asta. Dar nu mai pleacă, e foarte speriat. Nu mai pleacă de acolo. Ești nebun? Ah, shit! Time is up. Bă, ce pui mi-am rămas blocat aici? Ah, ăsta trage mai cu arcul, frate. Ăsta nu știe să folosească sabia. E bine. Asta e un lucru bun. Ia de aici. You motherfucker. Wow. Wow, sabie, sabie, sabie. Păi ia să vedem noi să intrăm frumos aici. Gear. Sau gear, nu știu cum se zice corect. Și pe asta o luăm, o schimbăm frumos, frumos. Hai să luăm și comora. Mă luăm și niște bănuți. Nu știu, arme din astea eu nu folosesc. Heavy blade din astea. Eu... Sabie normală. Am ce face, ești rănit? Ah, trebuie să te car. Hai să te car. A friend. Sunt un prieten, bă. Vine aici, căluțul. Nu vine, din păcate. Dar uite, poți să ies pe aici. Să nu mai intru prin inamicii pe acolo. O iau frumos pe aici. Ah, păi ce ai făcut, mărere, bă? Trebuie să ies din conflict acum. Hai să-l dau pe ăsta jos. Hai mă, hai mă, că ăștia o să mă omoare, mă. Asta cred ei. Ce-ai făcut? Uite cu ce mi-a dat ăsta. Hai că ești nesimțit. O știai pe asta, ia fi atent. O știai pe asta? Nu o știai, mă. Doar eu o știam. Eu mă dă făcăr era să mă omori. Ia mă, vine căluțul, vine, 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 vine. Dai să-l iau pe ăsta. Asta e că pot să vorbesc cu el. Gods, thank you. Did Hotefre send you? No, but I must find him. I need his help to find the crocodile. Will you help me? Hotefres took a trader ship to Lake Moeris. It has a large statue on board and is marked by our symbol. The crocodile has hired mercenaries to find him. Then I must hurry. Get somewhere safe. Be well. Am că și-a revenit, e bine, nu trebuie să mai car pe cal și astea. Trebuie să găsim o barcă din asta, să vedem. Dar am eu nevoia cu de... Ah, uite aici, barcă. Deci până la urmă am chemat căluțul degeaba, dar n-are nimic. Chiar dacă tot am vorbit în episodul ăsta și dacă încă mai e cineva care mă urmărește în acest punct, lăsați în comentarii ce jocuri așteptați voi la E3, da, E3, da, așa de,
La E3, mai bine zis. Lăsați-mi în comentarii ce jocuri așteptați voi. Am văzut acum de curând că o să apară tot așa ceva exclusiv, făcut de cei de la Bandai sau cum... Stai că am eu un joc pe aici cu Bandai Namco ăștia. În colaborare tot așa cu încă unii. O să facă un joc mișto, dar nu știu dacă jocul o să fie gen Detroit Become Human, știi, să faci tu alegerile și astea. Twins Mirror sau ceva de genul se numește jocul, e foarte tare, foarte, foarte tare. E unul care se duce la înmormântarea unui prieten, se întoarce în orășelul lui natal și se trezește, doarme la hotel și a doua zi când se trezește nu-și mai aduce aminte nimic. Deci absolut nimic și cămașa lui e plină de sânge și trebuie să-ți aduci aminte, băi, ce s-a întâmplat, e foarte tare, foarte, foarte tare jocul. Dar abia aștept să vedem ce se va spune de jocul ăla la E3. Bun, acolo trebuie să mă duc eu, bun, perfect, 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 perfect. Speed! Mamă, și sunt curios la Assassin's Creed Odyssey ce statuetă o să apară. Cu caracterul din joc. O să o iau cu siguranță și o să fac și unboxing. Evident. Dar nu mai am unde să mai țin statuetele, mai am nevoie de răftulețe, să mai fac răftulețe. Cred că aici mă întâlnesc cu ăla cu Hetopius ăla sau cum e ce. Hetopres ăsta. Hotepers, hot... da, nu știu. Nume ciudate aveau ăștia pe timpul ăla. Da, cred că ăsta e. Mi-aduc aminte că eu am mai făcut până aici. Când mă lăsasem de YouTube, jucam Assassin's Creed și nu înregistram și până aici am ajuns. Now they send the son of Egypt against me. It has been a long time since I spilled so much blood. I was sent by Apollodorus. Deci crocodilul trimite oameni, mercenari din ăștia după ăsta să-l omoare. Bă, vreau să fim prieteni. Eu nu-ți fac nicio rău. And what do you want, eh? I'm Bayek of Siwa. And I seek information on the crocodile. The phantom that has brought Fayum to its knees. What could you want with him? He belongs to a group that is destroying Egypt. I intend to hunt every last one of them down. Bayek of Siwa. You don't know what you are up against. The crocodile has transformed not only the land, but the people. Those who do not cower in fear. Bun, ăsta e crocobaurul. And you have no idea who the crocodile is. I stole a ledger from a Greek magistrate I suspect of corruption. It should reveal the identity of this crocodile. And if we get it to Apollodorus, we may be able to bring down the whole organization. Where's the ledger now? I gave it to my wife Henut to hide. As long as the Ptolemies think it's with me, my family is safe. That is why I have to stay on the move. Here. This will tell Henut you are a friend to be trusted. It is for my daughter, Shadia. Once you have the ledger, trebuie să-i dăm south of Euhemeria. Păpușica aia, fisa lui ăsta. Și o să mergem la soția lui. Take a look around my ship before you go. Că să ne uităm pe aici. Of local problems which may have the crocodile at their root. They may interest you. As a matter. Ah, pot să fac misiuni pentru ăștia. Who is this shrine dedicated to? I am praying for the people killed by fires in Dionysius. Someone is burning down their farms. You, Magi, could help to stop it. I will try to help. Bă, o să încerc să ajut. Hai să le iau, că... o să trebuiască să faci misiuni din astea. Pe parcurs, ca să faci level mai mare. Mai bine să le iau de acum, știi, să știu de ele, ca să mai trebuiască să vin aici pe barca asta. They will never reach the field of reeds. I am trying to find a cure for them. There is always a cure. I just need the right combination. Burning the dead? What madness is this? Bun, bun, bun. Băi, nu mai am și-o nicio bărcuță pe aici. There are rumors at the caravanserai that demons have invaded. Bă, 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 bă. Stai, 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 stai. Come here, come here, man, man. Man, așa, oprește-te. Așa, mă. Mersi, mersi, mersi. Acu, dă-te, dă-te, te rog frumos. Bă, nu, nu, Bayek. Încet cu el, că săracul după ce că-i luăm bărcuța. Stai jos că conduc eu, că ne descurcăm. Hai să mergem mai încet, așa că acu eu, în momentul de față, trebuie să postez ultimul episod din Detroit Become Human. Ia să vedem noi.
Detroit Become Human, episodul 19, finalul. Da, a fost o coincidență foarte mișto cu jocul ăsta, pentru că după ce mi-a plăcut foarte, foarte mult, am făcut 19 episoade la el și 19 ziua mea de naștere. Foarte tare. Bun. Perfect, 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 perfect. Hai să continuăm. Să-i dăm viteză. Acum se încarcă episodul final din Detroit Become Human. Acum sper să reușesc să închei și Assassin's Creed cât de repede posibil, că o să ne aglomerăm iar, că apare The Crew. O să apară The Crew 2 și... da. Chiar o să joc The Crew 2, că mi-a plăcut și primul. L-am și acum pe PC. Dar nu făceam pe YouTube când am luat eu The Crew 1. Enseterau, yes, da, îmi plac foarte mult astea, replicile astea lui ăștia. Enseterau, yes, dar ce ne-am însemnat? Our home is now a place where there are Greek only stalls. These naked iadit will not even serve it. Be quick, they are selling fast. We need to clean this place up and get it running again. Ia să vedem. Henut? Henut? Yes. Hotefre sent me. I am here to help. And I have your daughter's doll. Great. I was awaiting word from my man. Thank you. Come, eat and we can talk. Hai să mâncăm și după aia să vorbim. Hai. Ne, ce fetiță drăguță are. New doll, Bayek. I will name her Iset, and she will be the protector of all Fayum. Ever since Hotefres got a hold of that legend. Hotefres ăsta și familia lui ajută, vedeți? Ajută sătenii și astea. And this aunt's kitchen was practically raised to the ground. La suflet, știi, e un lucru bun. Că vor să ajute. Și chiar ajută. Trebuie să-i ajutăm și noi să-l omorâm pe Crocobaur. They can search the place as many times as they want. They will never find it. Can you take me there? I have been summoned to the lighthouse for another of their routine investigations. That may not be safe. The Ptolemaic authorities seem to be working with the crocodile. It happens every few days. Don't worry. They wouldn't dare touch someone in an official position. Shadia, show Bayek the way to our home. Trebuie să mergem la ei acasă. Și fetița o să ne arate unde se află casa lor. Your master? Do I know him? His name is Otis. You haven't met. All is explained in the letter. You are not afraid of heights, are you? Asta că n-am timp acum. Hey, lead on, little one. Ca să mă duc pe fetiță. We'll see one, never know peace. I will go to the Saragina camp to learn if there is any truth to this letter. Where did you learn to climb like that? That looks like fun. Ah, am ajuns? I come up here a lot. Everything looks so beautiful. The people should be happy, but they are not. Cacai, casa. Don't worry. Your mother and father will look after them. Where is your house? On the hill there. See it? Da. Yes. And soldiers. Bun, thank bun, you, bun, Shadia. Ia uite un din ăla de sincronizare chiar acolo. Chiar că o să fie periculos, ia să vedem noi, să scanăm puțin zona. Ia, hai să vedem. Best not to draw attention here.
Păi chiar că nu trebuie să atragem atenția aici deloc. Stai cu minte, mă, că era să mă vezi. Did we find the ledger? Not yet, but it won't be long. The captain is upstairs questioning the servant. Stupid. Mai sunt doi la poartă. Henut is a marked woman. Loyalty to her will get them killed. Ce, mă, vin cu-a? De ce vin cu-a? Ha? Vii ca să mori. Hey now. Stai cu minte. Treci încă. Ce ai făcut? E vreo comoară ceva pe aici. Ia să vedem că trebuie să cobor. Sadia Diary, ok. Gods. Perfect. Shadia wrote this. She has the ledger. And I sent her back to her mother. Păi mă lași. Henut before the soldiers get to her. Oh, trebuie să ajungem la fetiță, oh, frate. Shadia. What have you done, little one? You cannot play games with the crocodile. Ah. No, trebuie să mă duc după fetiță, frate, e într-un mare pericol. Bă, nu cred așa ceva. Oh my god. Have you seen Henut? Is she here? The soldiers just came and took her to the lighthouse. Young Shadia too. Henut argued with them, but they would not listen. Something is wrong, isn't it? This has never happened before. Get word to Hotefres. Hurry! Ba, mă lași. Henut and Shadia are at the lighthouse. I need to get there now! Nu cred așa ceva. Oricum ne oprim aici cu acest episod. Vom continua direct aici din acțiune. O să mergem să le salvăm. Deci asta a fost tot și noi ne auzim în următorul episod. Pa, pa!